Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la retrospectiva săptămânii. Sociologul Alfred Bulai a fost arestat pentru 30 de zile. Magistrații judecătoriei sectorului 1 au decis acest lucru după mai bine de 8 ore de audieri. Vă avertizez că sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Fostul profesor de la SNSPA a fost inculpat pentru mai multe agresiuni de natură sexuală, inclusiv atingeri cu tentă sexuală și încercarea de a săruta cu forța unele studente. Suntem la retrospectiva săptămânii și vom vorbi în emisiunea din această seară și despre cum arată lupta pentru Palatul Cotroceni. Cine intră în competiție și cine ar putea să părăsească bătălia electorală, dar și ce ne arată cele mai noi sondaje de opinie, clarificăm în doar câteva momente, când vă propun să ne uităm și la revolta pensionarilor, cărora le-au scăzut pensiile după recalculare. Despre asigurările care vin de la guvern discutăm la retrospectiva săptămânii alături de invitații mei, pe care vi-i prezint și dumneavoastră. Sorin Dragne, președinte FSLI Sectorul 1, în platou alături de noi. Bună seara, Sorin, mulțumesc! Să rămâne, mulțumesc și pentru invitație! Radu Herjeu, de asemenea, este în platou alături de noi. Analist politic, Radu, te salut și îți mulțumesc foarte mult pentru că ești alături de noi. Domnilor, înainte de a comenta cele mai importante subiecte ale săptămânii, vă propun să ne uităm și înspre filmul, ca să spunem așa, pentru că vorbeam ceva mai devreme de arestul preventiv pentru 30 de zile în cazul sociologului Alfred Bulai. Vedem materialul realizat de colegii mei și comentăm apoi. M-a întrebat dacă m-aș dezbrăca. Dezbracă-te să-mi arăți că într-adevăr ai încredere în tine. Sociologul Alfred Bulai își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor. Asta după ce magistrații judecătoriei sectorului 1 București au decis să emită pe numele lui mandat de arestare preventivă sub acuzațiile de agresiune sexuală și infracțiuni de folosire a funcției în scop sexual. Pe numele profesorului au fost înregistrate până acum 20 de plângeri de la studente sau foste studente. Acestea spun că au fost agresate sexual de Alfred Bulai. Pe 4 septembrie, procurorii au decis reținerea acestuia pentru 24 de ore. Ieri, sociologul a fost dus mai întâi la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 pentru noi audieri, însă nu a declarat nimic și s-a folosit de dreptul la tăcere. El a fost transportat apoi la judecătoria sectorului 1, unde a avut și o primă reacție cu privire la situația sa. Cum este domnul Bulai? Domnule Bulai, din punct de vedere sociologic, ce înseamnă reținerea dumneavoastră? Arestarea preventivă a sociologului Alfred Bulai, în vârstă de 61 de ani, vine după acuzațiile de comportament inadecvat față de studentele sale. În urma faptelor dezvăluite de mai multe tinere, Bulai a fost suspendat din toate funcțiile și activitățile didactice de la SNSPA. Acum el a dat în judecată instituția de învățământ pentru că i-a fost desfăcut contractul de muncă. Ați agresat sexual? Ați agresat studentele? Ați folosit funcția ca să le agresați sexual? Procurorii din sectorul 1 spun că Alfred Bulai ar fi abuzat cel puțin o studentă timp de 2 ani, în timpul practicilor de vară care ar fi fost ținute în diverse zone rurale din România. Prima dată, abuzul în cazul acestei studente a avut loc în localitatea Sadova din județul Suceava. Fata ar fi fost pusă să se dezbrace, iar profesorul ar fi plusat. Ar fi încercat să o îmbrățișeze cu forța, să o sărute și chiar să o atingă în mod nepotrivit cu tentă sexuală pe umeri și pe spate, spun procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1. Discutăm despre acest subiect cu invitații mei. Sorin Dragne, vă spuneam ceva mai devreme, Radu Herjeu, analist de politică. Domnilor, înainte de a puncta din nou faptul că sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional, pentru că am văzut și ne reamintim cu toții mărturiile acelor fete în ancheta jurnaliștilor de la Snoop, m-aș opri însă pentru început la reacția pe care am văzut-o dinspre profesorul Alfred Bulai, atât în fața presei, cât și în fața magistraților. Inițial s-a prevalat de dreptul la tăcere, după care i-am văzut reacția sfidătoare, cred că am putea spune, față de presă. Am văzut reacțiile cu toții. Aș face un tur de masă, cum îmi place mie să spun. Radu, m-aș opri la tine. Trebuie să înțelegem că gesturile domnului Bulai, deocamdată atestate de înregistrări, da? Deci eu nu vorbesc de mărturii sau că acestea intră la categoria cum e? Asta spui tu, asta spun eu. Dar există niște înregistrări care atestă un anumit gen de comportament. Bun, genul acesta de comportament nu e întâmplător. Nu e la beție. Se întâmplă. Sunt oameni care în viața de zi cu zi sunt absolut... Și dacă iau o vodcă mai mult la bord,
deja, nu știu, ori se urcă pe mese, ori încep să înjure, ori să plângă, ori să cânte, ori să se dea la doamnele din proximitate. Nu e cazul. Deci genul acesta de comportament are legătură cu construcția sa interioară. Această construcție nu îi permite nici să aibă regrete, nici să aibă o atitudine spășită, pentru că dacă ar fi existat aceste elemente în el, n-ar fi ajuns să recidiveze. O făcea, să zicem, o dată, la un impuls, după care singur în fața oglinzii își dădea palma și spunea: alo, ești Dita mai profesor universitar, ce e asta? Dacă vrei să umbli din floare în floare ca un june de 20 de ani, divorțezi, aia și te duci și îți cauți pe Tinder sau pe ce site-uri, pe Sentimente sau pe aia, îți cauți partenere care de-abia așteaptă să vină la tine. Încă o dată, deci nu putem să ne așteptăm la un comportament de om care își recunoaște greșeala, își asumă responsabilitatea și își pune cu sinceritate cenușă în cap. Nu o să vedem, chiar dacă la un moment dat, să spunem într-o declarație de presă, în preajma procesului, pentru a îmbuna puțin, o să vedem mărturisirea unor regrete, eu nu o să cred în ele. Pentru că, încă o dată, așa e construit. Nu e o greșeală, nu e o întâmplare. Sau anumite remușcări, cred că ar fi... Da, spuneai de impactul emoțional al știrilor. Vestea în sine, și eu de câte ori aud o astfel de știre din sectorul acesta, nu reușesc să ies de sub impactul emoțional. Și spun asta nu numai ca profesor, ca dascăl. Îmi e imposibil să înțeleg lucrurile acestea. Se vorbește de fiecare dată despre vocația de dascăl. Mi-e greu să cred că cineva care ajunge... Haideți să spunem să greșească odată, să nu aibă un moment de analiză, de discernământ, să-și dea seama de greșeală și să-și dea seama că dacă nu reușește să se abțină, nu reușește să evite astfel de momente, cred că singurul dram de înțelepciune ar fi, ar trebui să-i spună, părăsește zona asta profesională. Pentru că nu ai voie, aici nu mai vorbim doar despre fanteziile, despre plăcerile, despre instinctele tale, vorbim de ceea ce produci. Eu știu, ca daună emoțională, ca dramă pentru toată viața, probabil, pentru că drama victimelor în astfel de cazuri nu este doar pe momentele respective. O astfel de dramă se transportă, se cară emoțional, probabil, toată viața. Repercursiunile sunt pentru toată viața, pentru persoana respectivă, din postura de victimă. Și atunci, dacă există o singură secundă de discernământ, este mai bine să te retragi. E posibil, nu vreau să spun că se încadrează într-o afecțiune de un anumit gen sau altul, dar e ca persoana care își dă seama că nu vede bine și renunță să se ducă să facă școala de șoferi și să-și ia permisul auto. Nu poți fi preot, nu poți fi profesor, nu poți fi medic dacă tu nu te poți abține de la astfel de... Dincolo că nu știu ce va spune, eu știu care va fi verdictul, sentința, eu știu, judecătorilor în astfel de cazuri. Nu vorbesc doar despre cazul prezentat acum în aceste zile la televizor. Vorbesc de toți cei care nu se pot abține. Bărbați sau femei, pentru că pe planetă, și nu doar în România, există abuzuri din acestea din ambele părți. Jurnaliștii l-au întrebat și pe bună dreptate, pentru că acum ceva timp, mă rog, când a apărut scandalul acesta, Alfred Bulai a avut o declarație de genul că la un moment dat o să își pregătească un soi de declarație și că o să vină în spațiul public să o prezinte. Dar, dincolo de asta, evident, cred că tuturor ne-a atras atenția declarația pe care a făcut-o procurorul. Mai rar vedem lucrul ăsta, toate detaliile acelea pe care le-am aflat din anchetă, Radu. E neobișnuit ce a făcut procurorul. E neobișnuit și am înțeles opiniile unor juriști că ar fi și ușor, nu știu dacă ilegal, cât pe lângă lege. Să dai detalii dintr-o anchetă în desfășurare. Adică jurnaliștii de obicei obțineau astfel de detalii pe surse. Exact. Eu am spus așa. Eu, dincolo de aspectul legal, pe care eu nu sunt în măsură că nu am informațiile necesare, dincolo de asta, eu prefer să aflu aceste informații direct de la procuror decât prin surse trimise pe mail-uri și care ajung în niște redacții unde sunt prelucrate și de unde cei care lucrează în acele redacții aleg ce li se pare lor important. De foarte multe ori lipsesc conexiunile care te-ar face să înțelegi mai bine. Și atunci prefer modul acesta, repet, dacă este perfect legal. Dacă nu, nu e treaba mea, e treaba șefilor acelui procuror. Dar din acest punct de vedere e de preferat.
Pentru că în felul acesta, oamenii care urmăresc au informația direct de acolo, fără interpretări, fără subiectivismele unuia sau altuia și fără, îmi pare rău că trebuie să o spun, am lucrat 25 de ani în presă, fără dorința de senzaționalism pe care multe organe de media o manifestă. Informația brută. Asta sunt, astea sunt acuzațiile, asta se presupune că s-a întâmplat și în fața acestor lucruri va răspunde într-un proces. E mult mai important. Eu vreau să spun aici, fac o singură paranteză, lucru care pe mine m-a deranjat. Eu înțeleg că așa e procedura. Procedura aceasta ar trebui schimbată. Nu există nicio justificare ca un om de vârsta lui, în condiția sa fizică și acuzat de lucrurile de care a fost acuzat, să fie încătușat și purtat cu cătușe, ba în față, ba în spate și înghesuit într-o mașină. Nu există. Cătușele sunt o măsură de a-l împiedica pe suspect să fugă, să-i agreseze pe oamenii legii. Nu cred că se temea nimeni că Bulai va face lucrurile astea. Și atunci pentru ce? Nu mai vorbesc de faptul că, în sfârșit, și plimbarea asta cu cătușe mi-aduce aminte de o altă perioadă în care se întâmpla. E adevărat că cu politicieni. Și în momentul acela oamenii jubilau și spuneau, da, nu, ia uite, corupții. În cazul ăsta chiar nu se justifică. Și cred că ar trebui schimbată această procedură. Nu mă interesează dacă domnul Bulai este vinovat și chiar și numai pentru lucrurile pe care le-a declarat sau le-a afirmat în fragmentele înregistrate, nu mă interesează demnitatea domnului Bulai din punctul ăsta de vedere, dar mă interesează să nu transformăm într-un spectacol un lucru sau un proces care chiar ar trebui să fie, să rămână în conștiința colectivă română, pentru că este prima dată când se întâmplă la un asemenea nivel o astfel de situație și ea trebuie să nască discuții în societatea românească, nu circ. Discuții, Sorin Dragneș, și modificări legislative. Pentru că ne amintim că acum 2-3 săptămâni am discutat în ședința de guvern despre modificările astea. Înțeleg că nu sunt lucrurile foarte clare, pentru că tocmai asta era ideea, ca victimele să poată face acele mărturii, să depună acele mărturii fără sub protecția anonimatului, că practic asta le-a reținut probabil pe foarte multe dintre victime să facă lucrurile astea până acum. Dar apropo de asta, de ce spunea Radu ceva mai devreme de momentele de conștientizare pe care le-ar avea sau nu profesorul Alfred Bulai, a dat în judecată SNSPA-ul pentru că i-a desfăcut contractul de muncă. Mie, vă spun sincer, mi-a atras atenția și informația asta în tot contextul acesta despre care vorbim. Le putem lua pe rând. E greu de comentat o astfel de decizie. Bineînțeles că inclusiv o măsură de desfacere a contractului individual de muncă al unui angajat se face perfect legal. Adică trebuie să se facă perfect legal, nu trebuie să existe dubii. Adică lucrul acesta nu se face în baza unor măsuri subiective. A apărut un impact, planează ceva asupra unui angajat, noi desfacem contractul individual de muncă pentru că ar prejudicia imaginea. Nu există o astfel de măsură. În momentul în care se desface contractul individual de muncă al unui angajat, trebuie să menționezi în acel act de desfacere a contractului individual de muncă baza legală. Punct. Alte chestii nu le discutăm. Din punctul meu de vedere, dacă este procedural, dacă este legitim, dacă sunt legitime imaginile astea pe care le vedem cu o persoană încătușată, plimbată, cu toate organele de presă înștiințate exact de ora, minutul la care va fi urcat în mașina respectivă și transportat la locul de destinație ulterioară, cine gestionează impactul acesta emoțional sau cine îl manipulează? Pentru că pe mine nu mă liniștește niciun fel să văd imaginile acestea la televizor. Pe mine nu mă liniștește niciun fel ca elevii, studenții să vadă astfel de imagini sau colegii de breazlă ai celui care este încătușat în momentul de față. Eu cred că, așa cum am avut și perioada DNA, când dimineață spuneai că s-a prins un pește, peștele cel mai mare, iar după 10 minute apărea un rechin, da? Încătușat, în interval de câteva zeci de minute. În această perioadă, când au apărut aceste două nume cu impact în medie și în media și în societatea civilă, internetul era plin de informații în care erau prezentate unitățile de învățământ sau unitățile de învățământ universitar în care s-au întâmplat astfel de cazuri de-a lungul ultimilor ani. De ce toate acestea ies la iveală acum? Cine gestionează, cine manipulează
emoțional și către ce anume ne îndreptăm în această perioadă. Și pentru că dacă astfel de cazuri au existat și acum cineva doar își face datoria să le prezinte, de ce nu și-a făcut datoria să le prezinte când ele când ele s-au născut? Da, de ce le-ai așteptat pe toate acestea? Pentru că nu toate cazurile de care au apărut în presă în această vară s-au întâmplat anul acesta. De ce abia acum toate? Cine prinde curaj? Ce te naripează să vii cu toate informațiile astea abia acum? Că eu, ca profesor, aș vrea să nu existe așa ceva. Dacă există o suspiciune, haideți să o cercetăm și omul acela să fie reabilitat sau, dacă este vinovat, să suporte consecințele legale. Nu consecințele acestea de oprobiu public, că este luat, transportat, a plecat de ceafă să nu se lovească la creștet când este introdus în duba cu care se transportat, așa cum spuneam un pic mai devreme, la noua destinație. Acum, asta nu mă aștept cu nimic. Eu încerc să mă gândesc dacă, până la urmă, apropo de întrebările despre care vorbește Sorin Dragnea, nu știu, se gândesc la aceste întrebări, inclusiv mai marii noștri, cum îmi place mie să spun. Pentru că, nu știu, îmi vine acum în minte doamna ministru al educației, nu? Care, da, știm prea bine poziția dânsei în ședința aceea de guvern, când s-a discutat despre modificarea legislației din punctul ăsta de vedere. Dar, apropo de asta, știți cum e? Tot timpul la noi, când apare o problemă, se trimite corpul de control al ministrului, sau nu se trimite, după caz, depinde, sau al guvernului, nu? Se fac niște verificări atunci de moment, după care se așterne praful și nu mai știm nimic ce se întâmplă. Da, pentru că, așa cum spuneam, din păcate, la noi, în loc să se poarte discuții și dezbateri, să se modifice legislația, regulamentele, acolo unde se poate, pentru a evita astfel de situații. La noi există o flacără foarte mare, întreținută un anumit timp de media, de opinia publică, de aia, după care se stinge și gata, și la revedere. Așa s-a întâmplat. Ne apropiem de comemorarea colectivă. Nu s-a întâmplat nimic. ISU, să le închidem pe toate, să nu mai fie nimic. Nici acum nu se va întâmpla nimic. Nici acum. Dacă nu vom reuși, repet, să tratăm, și acum vorbesc, mă includ la nivelul societății, să tratăm cu toată seriozitate. Este un caz grav, este un caz important, repet, pentru că este primul de asemenea amploare și cu asemenea, în care sunt implicați oameni cu asemenea notorietate și care, într-adevăr, ar putea aduce schimbări nu doar în legislația românească, ci în mentalitate, pentru că despre asta este vorba. Problema cea mai mare în România nu e că în lege lipsește un aliniat care să privească sau care să poată să preîntâmpine, că nu văd ce aliniat, adică ce să bage. E interzis să te dai la studente. Așa, și ce? Și profesorul zice că, aoleo, e interzis. Ci mentalitatea. Genul acesta de mentalitate în care femeia este un obiect, în care femeia poate fi tratată oricum, pentru că bărbatul are putere. Și vorbesc aici de mentalitatea, culmea, nu neapărat a bărbaților, ci și a femei, a multor femei din societatea românească. Și mi-aduc aminte numai cazul acela cu violul multiplu de la Vaslui, în care foarte multe femei dădeau vina pe victimă. Astea sunt problemele, dar dacă noi nu le discutăm cu seriozitate și le înlocuim cu genul ăsta de măsuri, îl scoatem în cătușe ca să vadă țara că ne facem treaba și că vom pedepsi exemplar, nu ajungem nicăieri. Da, o să zicem că o să-l găsească vinovat, să zicem că o să-l pedepsească pe el, așa, și... Adică, practic, Sorin Dragnea, ca să încercăm o concluzie înainte de o pauză pe subiectul ăsta, apropo de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, până la urmă, despre care vorbește Radu, concret, cam ce ar trebui să facem noi, fiecare individ în parte? Adică, nu știu, dacă vedem în anturajul nostru, la muncă, în anturajul de prieteni, auzim, nu știu, că se întâmplă ceva într-o instituție, noi să avem curajul la un moment dat să vorbim despre lucrul ăsta? Nu mai zic dacă extrapolăm și ne gândim la ce se întâmplă în domeniu, pentru că nu întâmplător te întreb. Schimbarea mentalității se face prin educație, dar educația se face prin reguli foarte stricte. Da? Nu cred că ar surprinde pe nimeni că în România anului 2024, dacă faci un sondaj la nivel național, s-ar putea să iasă un procent covârșitor și spune, dom'le, dar până la urmă ce i-a făcut? Că nu i-a făcut nimic. Hai, dom'le, ce mare lucru i-a făcut? Păi pe vremurile ce făcea boierul fetelor argaților și fetelor de iobagi, nu se pot compara. Asta se face prin educație. Faptul ca tu, prin abuz de funcție, să supui la astfel de stări persoane, elevele, studentele tale, pacientele tale, trebuie să înceteze și lucrul acesta
vine din educație, ca și cei din jur să poată să spună imediat dacă au constatat un astfel de caz. Poate pentru victimă e prea dificil, poate e imposibil să facă, eu știu, cunoscut un astfel de abuz. Dar noi toți trebuie să punem, eu știu, să facem câte un pas înainte, dar lucrul ăsta se poate întâmpla doar prin educație. Pentru că altfel batem în continuare pasul pe loc. Și nu este singurul sector. Există unul, mi-aș permite să spun, poate mult mai grav decât acesta, al abuzurilor sexuale, pe care autoritățile din România îl scapă de sub control. Consumul de droguri. Nu facem nimic, puțin spectacol. Mai în glumă, mai în serios, vorbeam cu niște prieteni zilele trecute că cel mai de succes caz al poliției române în lupta antidrog rămâne în continuare cel al miliției de pe vremea lui Toma Caragiu din seria BD. Cu Dem Rădulescu, Jean Constantin și Puiu Călinescu. Deși și acolo am avut tot felul de comitete și comisii și agenții și așa mai departe, dar tot revenim la educația de care avem nevoie. Mai era, 30 de secunde, vreau să spun, mai avem. Sau 10 secunde. Apropo de Bulai, că a dat în judecată SNSP-ul, asta face parte din ceea ce am spus mai devreme. Așa e omul construit. Și să spun de ce. În mod normal, chiar dacă se consideră nedreptățit, chiar dacă acolo s-a făcut o ilegalitate, așteptai ca justiția să te exonereze și după aia te duceai peste ei cu tancul și spuneai dați-mi despăgubiri de miliarde de lei pentru că nevinovat fiind, așa cum a spus justiția, m-ați dat afară și mi-ați făcut o nedreptate. Nu te-a pus să-i dai în judecată când nici măcar nu ai ajuns la proces. Da, uite, aș face o paralelă când mi-ai ridicat cumva o minge la fileu, Radu, pentru că de regulă cam de la politicieni ne așteptăm să facă lucrul ăsta, să dea un pas înapoi în momentul în care sunt într-o anumită situație și într-un anumit context. Nu întâmplător vă spun asta, ci pentru că după pauză vreau să ne uităm și la primul ostaș al țării, nu? Parcă așa era, la Nicolae Ciucă și la controversa din jurul lansării cărții domniei sale. Revenim în doar câteva momente. Am fost prinși de ambuscadă. 24 de persoane am rămas blocate în Libeice, în vechea bază. Am cerut sprijinul Scorpionilor Roșii să vină să ne ajute să evacuăm zona. Domnul Ciucă cu batalionul lui a spus că nu poate să vină să ne scoată de acolo, să facă evacuare până când nu primește aprobare din România. Dar în România, cine să-ți dea aprobare să vii să-l scapi? Colegii tăi, conaționalii tăi, armata ta, dacă erau 4 km. Nu au venit să ne ajute. Colegii noștri români n-au venit, cum au venit colegii portughezi și italieni. Este o chestiune care ține doar de reguli de angajare și mandatul misiunii datare. Îl înțeleg foarte bine, nu avea de unde să știe care sunt regulile de angajare și cum se desfășoară misiunea. Fiecare dintre noi aveam zonele noastre de responsabilitate foarte, foarte bine puse la punct. Sunt reacțiile lui Nicolae Ciucă. După ce am văzut cu toții reportajul celor de la Recorder, ce înțelegem de aici? Bine, ca și completare, mai e de spus că domnul Ciucă a spus că nu ar trebui să atace nimeni armata, ce a făcut armata, să nu scadă încrederea în armată și așa mai departe, că de fapt e vorba doar despre el. Dar, nu știu, nu a atacat nimeni armata. Adică, pur și simplu, a fost... Cum ați perceput reacția asta? Domnul Ciucă e om politic și candidat la prezidențiale. Deci are și el placa. Dați-mi mine, dați-mi fabrici și uzine. Deci dați-mi mine, dați-mi armată. Nu dă nimeni în armata română. Și n-a dat nimeni, nici Recorder, nici nimeni n-a dat în armată. Sunt niște nuanțe aici. Chiar sunt niște nuanțe și eu mi-aș fi dorit ca reportajul Recorder să fie ceva mai profund. Și am să spun de ce. Eu am făcut armata. Acum 100 de ani. După ce am dat bani. E bine că ții minte, e foarte important. Aia țin minte. Țin minte și unde, și la ce armă, și încă mai țin minte codul Morse. Pentru că am făcut la transmisiuni. Dar eu îmi imaginez că domnul Ciucă nu putea de la sine putere să spună, hai Flăcăi, să mergem 4 km mai încolo, că e nevoie de noi. Corect, asta nu cam cred. O știm cu toții. Deci adică... nu cred. Eu, în primul rând, că domnul Ciucă nu era capul lui cu soldații acolo. Era în cadrul unor forțe armate, aliate, cu comandament, avea proprii șefi la București. Deci el trebuia să, așa cred, trebuia să obțină acordul sau să-i se ordone
să se ducă să-și apere colegii. Ce s-a întâmplat la București e altă poveste și nu cred că ține de domnul Ciucă. Deci această acuzație care îi se aduce implicit, cum că a stat indiferent și n-a făcut nimic, eu cred că, cel puțin în zona militară, este privită ca fiind neserioasă. Alte lucruri sunt însă importante, și anume... Că dacă el și-a construit practic întreaga imagine în jurul acestui concept, să-i spunem. Asta este problema. Asta dacă domnul Ciucă a fost sau nu a fost, n-a fost chiar atât de implicat în războiul de acolo. Sau nu e un erou, un ostaș în slujba țării? I s-a construit sau nu i s-a construit o imagine supraevaluată față de ce s-a întâmplat acolo? Mm-hmm. Astea da. Și astea sunt discuții care nu au legătură cu armata, ci au legătură cu omul politic, Ciucă, dorește să fie președintele României. Eu vreau să știu. Pe mine, sincer, nu mă interesează dacă a fost sau nu erou. Eu mi-aș fi dorit să pot să-l votez pe domnul Ciucă pentru niște calități personale, pentru o viziune pe care o are asupra societății românești, pentru o verticalitate, pentru alte lucruri. Nu s-a întâmplat. Nu mă interesează dacă. Dar mă interesează dacă s-a mințit sau s-a exagerat doar pentru ca el să poată să aibă o carieră politică. Sprijinit și evident de președintele Iohannis, care l-a luat de mânuță și l-a dus la PNL și acum de mânuță îl duce candidat. Asta da, asta mă interesează. Dar restul sunt cum e? Și aia cu cartea, da, mă interesează dacă toată acea campanie a fost o minciună pe care au încercat ei să o mușamarizeze după aia rebotezându-și cartea sau, de fapt, scoțându-și ostașul din carte, doar ca să nu fie acuzați că s-au cheltuit bani publici pentru promovarea unei cărți a unei persoane private. Sorin Dragne. Da. Indiferent când am dat examenul de bacalaureat, câți ani s-au scurs de atunci, cred că generațiile actuale care se duc la vot, indiferent de care generație vorbim, cred că nu suportă putregaiul acesta de construcție infectă a cultului personalității. Da? Pentru cel care vrea să ocupe o funcție înaltă de demnitar în statul român, mai cu seamă acum că vorbim de funcția supremă. Nu vom accepta chestia asta niciodată. Românii nu vor accepta prea curând. Poate peste alte secole se vor schimba lucrurile pe aici și vorbim alt. Atât timp cât vorbim că vrei să construiești, să-ți construiești imaginea asta de om politic pe erou al neamului care în ultimii ani nu s-a bătut decât în acele bătălii, e ceva putred spre Cotroceni. Ca să zic așa. Pe de altă parte, acum mesajele acestea care ies la iveală când domnul Ciucă se pregătește să ne anunțe, să ne anunțe că trebuie să-l urmăm spre Cotroceni, iarăși mi se par niște scenarii pe care eu, ca alegător de atâția ani de zile, nu le mai gust, nu mă mai impresionează. Pentru că dacă, nu știu cum să-i spun, soldatul sau militarul Ciucă a greșit nefăcând lucrurile acestea, trebuia să plătească, indiferent dacă era domnul Ciucă prezidențiabilul sau domnul Ciucă, eu știu, George Mihăiță în filmul Războiul de Independență. Adică nu trebuia să așteptăm până acum să aflăm că domnul Ciucă vrea să candideze la funcția de președinte a Republicii și în realitate când era în timpul carierei de militar activ, a făcut o astfel de eroare pentru care trebuia să plătească la vremea respectivă și nici nu trebuia să mai știm noi de dumnealui acum. Ca demnitar al statului, pentru că avea un dosar care nu-l mai onora pentru această funcție. Dar astea sunt românisme peste care... Trecem imediat și la bacalaureat, pentru că nu ne amintim, bacalaureatul l-am dat cu toții. Nu, dar înainte vreau să facem o scurtă oprire. Apropo de filmul acesta și de clipul nou care a apărut săptămâna asta, merită să vedem un scurt fragment. Insurgenții au organizat ambuscade și au atacat forțele coaliției cu aruncătoare de grenade AG-7 și mortiere de 82 de milimetri. A fost o ploaie de lovituri de AG-7, peste 24 de lovituri. Prima luptă în care era implicată o unitate românească după cel de-al doilea război mondial a fost bătălia de la Nasiria, unde trupele românești au fost comandate în acea noapte chiar de comandantul batalionului 26 infanterie, locotenent colonelul Nicolae Ciucă. Una dintre ele a lovit la o jumătate de metru în rambleul drumului, în fața transportorului în care mă aflam. O armată bine pregătită și echipată, care poate pe orice suprafața lumii să apere omenirea de terorism. Asta facem aici, asta fac băieții ăștia, ei fac pagini de istorie pentru români. President of the United States of America has awarded the Legion of Merit degree of officer to General Nicolae Ionel Ciucă for exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding services.
Acum tot am văzut în ultima perioadă tot felul de modificări, de la titlul cărții, cred că pentru că putem spune și asta, nu mai e ostașul, nu, în slujba țării, până la discuțiile pe care le-am văzut săptămâna asta, pentru că pe surse informații au apărut în presă, că de fapt se discută și despre alte nume, adică trecând la următoarea etapă a discuției noastre, ca să zic așa, e posibil să vedem o retragere a candidaturii, domnului Ciucă? Acum o săptămână aș fi spus că nu. În acest moment e posibilă o astfel de retragere, pentru că au apărut prea multe. Și nu cred, ca să fac un joc de cuvinte, dacă mi este permis, că domnul Ciucă poate lupta pe atâtea fronturi. E posibil. Problema PNL-ului, și cred că este lucru care a împiedicat luarea acestei decizii până acum, este că n-au alternativă. În acest moment nu există. În interiorul PNL-ului nu există. Nu va dori nimeni să se sacrifice, pentru că oricine ar intra acum în cursă din interiorul PNL-ului n-are timp să recupereze. Ca notorietate, ca mesaj, ca orice, nu are timp. Mai ales că PNL-ul, să fim serioși, nu e la 40% ca să zici că își va împinge candidatul. Nu, ei au nevoie de un candidat care să tragă partidul. Nu există în acest moment nici Bolojan, nici Boc, nici Helvig, nu sunt în acest moment. Și atunci singurele lor, și am înțeles pe surse, că există negocieri inclusiv cu Mircea Joană. Ceea ce ar fi chiar, deci, vai de brătienii aia unde sunt acum. Există varianta susținerii lui Lasconi. Iarăși, pentru PNL nu este cel mai bun scenariu. Pentru Lasconi, da. Pentru PNL nu, să se pună la remorca USR-ului. Și nici măcar nu se pot întâlni la aceeași masă. Sigur că da, deci ei nu sunt în stare să facă o alianță pentru parlamentare. Dar aminte să... Și trebuie să facă acea igienizare cu ghilimelele de rigoare pe care deci USR-ul PNL-ul a cerut-o. Are foarte mare problemă PNL-ul în acest moment. Domnul Ciucă, cred că dacă ar putea, deci cred că mâine ar pleca. Deci dacă i s-ar da voie, cred că și n-ar exista totuși niște implicații, cred că a zice, știți ce? Eu mă duc la pensia mea, că am dreptul la ea. Și să-mi admir ce premiu i-au dat americanii, medalii. De ce l-aș vota eu sau cineva pe domnul Ciucă, președinte al României, pentru că i-a dat cineva, americanul, rusul, francezul, o medalie? Păi, probabil, nu știu, poate că mizează Sorin Dragnea și pe contextul geopolitic. Nu știu, poate că s-au gândit și la asta în momentul în care l-au nominalizat pe el. Da. Apropo de contextul geopolitic actual și din istoria recentă a României, din partea mea, din punctul meu de vedere, recunoștință maximă pentru cei care, prin actele lor, prin misiunile la care au participat, au permis României, eu știu, să aibă poziția aceasta de membru NATO și de membri a Uniunii Europene. Eu cred că diplomația este mult în urma a ceea ce au realizat aceste campanii militare ale ostașilor români. Și din punctul acesta de vedere, indiferent că este vorba de domnul Ciucă sau de oricare alt ostaș român care a fost implicat în această perioadă, noi toți cetățenii României care privim către vest, ca fiind o lumină izbăvitoare, trebuie să le fim recunoscători. Întorcându-l la ceea ce se va întâmpla în perioada imediat următoare la alegeri, cred că aveau dreptul să greșească o singură dată. Iar Partidul Național Liberal a greșit la alegerile locale, când, din punctul meu de vedere, au sacrificat la nivel de imagine publică pe actualul președinte al PNL București, Sebastian Burduja, împingându-l, obligându-l prin natura funcției să candideze la primărie, știind care erau șansele în momentul acela. Este foarte posibil ca același lucru să se întâmple acum și cu domnul Ciucă și sunt de acord că dacă ar fi singurul care ar trebui să ia această decizie, domnul Ciucă s-ar retrage. Este foarte posibil și eu sunt convins de lucrul acesta, că președinte la București, președintele Republicii, va ajunge în această toamnă candidatul agreat de Alianța Nord-Atlantică. Nu merg pe scenariul acela că ne închinăm în altei poarte care acum și-a schimbat oarecum culoarea și drapelul, dar nu poate fi altfel. De aceea consider că domnul Ciucă nu are nicio șansă. Poate să joace cartea pensiilor mărite, așa cum a jucat-o Edi Iordănescu la Europene cu generația de suflet. Și atunci rămâne să înțelegem noi, alegătorii în această perioadă, care este acel candidat care va vorbi limba NATO în mandatul care începe în această toamnă. Este foarte posibil să fie Mircea Joană și Partidul Național Liberal să-și asume candidatura lui Mircea Joană, pentru că Dar Mircea Joană...
Ar trebui să fie președinte. Cât de mult încurcă o candidatură a lui Mircea Gioană? Pentru că, da, am văzut anunțul NATO zilele trecute. Probabil pe 10 așteptăm să vedem și anunțul dinspre Mircea Gioană, că va candida. Am văzut și mișcările acelea de trupe, o parte dintre parlamentari, cu Partidul Nou și așa mai departe. Și toată lumea se întreabă înspre cine se va îndrepta susținerea pentru prezidențiale, bineînțeles. Dar, pe de altă parte, dacă ne uităm, domnilor, la sondaje, vedem niște lucruri ușor diferite. Pentru că am avut săptămâna asta două sondaje. Un sondaj dinspre PNL care ne spune așa, că la comanda PNL, scuze, că Marcel Ciolacu ar fi pe primul loc cu 25%, că Nicolae Ciucă ar fi pe locul 2, deci, practic, teoretic, cei doi ar intra în turul 2. Dar mai avem un sondaj, de data asta Sociopol, care îl prezintă pe Marcel Ciolacu cu 26% și George Simion cu 19%, pe locul 3 Mircea Gioană. Evident, de fiecare dată când discutăm despre sondaje și de marjă de eroare și de cine sunt făcute și la comanda cărei formațiuni politice sau trus de presă e făcut, și aici lucrurile sunt destul de volatile. Eu nu cred în sondajul cu Ciucă pe locul 2. Nu cred. Și nu pentru că e comandat de PNL, nu cred. Nu există niciun motiv rațional. Dar până care... la urmă, iartă-mă, Radu, pe cine ajută, adică dacă tu, PNL, PSD, USR sau orice alt partid, în momentul în care tu comanzi un sondaj, pe cine ajută să nu ai, cum să spun, în cifrele propriul respective, electorat. Realitatea propriul electorat ar fi să-l motiveze să vină la vot sau care e? Adică... E demoralizat că dacă e pe locul 4 sau 5, nici n-ai vrut să mă mai duc la vot. Eu, e clar că n-am de la 10%, n-am cum să-l duc, orice aș face. Deci, cred că, deși uneori se aplică și strategia cealaltă, dar atunci când e lupta între doi, adică când e între doi, îl prezinți pe al tău puțin mai în urmă ca să-i mobilizezi pe oameni să vină la vot, să zică, uite, mai 1%, 2%, 3% și i-am bătut. Aici, în momentul în care îl prezinți pe locul 2, o faci ca oamenii să nu fie demoralizați complet. Deci eu nu cred în acel sondaj. Așa cum mie mi-e foarte greu să înțeleg de ce Marcel Ciolacu ar avea cam cu aproape 10% mai puțin decât partidul său. Nu reușesc să-mi dau seama. Acele 10% ducându-se unde? Toate la Gioană? Bun, să zicem că se duc toate la Gioană. Și deci Gioană rest mai ia 2-3 firfirei de aici de acolo, nimic dintre nehotărâții care nu s-ar simți reprezentați. Deci mie calculele astea nu-mi ies, îmi pare rău. Al doilea sondaj cu Simion pe locul 2... Nimeni dintre, iartă-mă, doar o completare vreau să fac, să nu-ți uiți ideea, nimeni dintre cei pe care i-am văzut măsurați nu prea depășesc partidul, adică niciunul dintre... Da, dar deci Ciucă este peste partid... Hai să fim serioși. Iar Ciolacu este mult sub partidul lui. Gioană oscilează. Ba e bun, ba nu e bun. Acolo eu pot să cred. Pentru că acolo el va atrage mulți nehotărâți. Deci dacă are o șansă la turul 2 și ulterior la câștigarea cursei, dar în special să intre în turul 2, o are la nehotărâți. Simion pe locul 2 e mult mai credibil, deși dacă adun totuși 19% Simion, cu 8% sau 10% cu cât e dată Șoșoacă, ajungi, deci înseamnă că dacă n-ar candida Șoșoacă, Simion ar fi pe locul întâi. Nici asta nu cred. Îmi pare rău. România este o țară conservatoare, românii sunt conservatori, mișcarea suveranistă în România este puternică, dar nu la acest nivel, iar Simion, îmi pare rău pentru el, chiar nu e totuși simbolul cel mai potrivit ca să mobilizeze toată mișcarea suveranistă din România. Deci, eu iau cu foarte multă atenție, mai ales că încă o dată, Gioană nu și-a anunțat candidatura, Ciucă nu și-a lansat în mod oficial candidatura cu surle și trâmbițe. Deci, acolo sunt niște discuții pe care le vom purta după aceea. Mie mi se par foarte multe procentele, doamne, la Sconi. Sincer, mi se par foarte mari. Da, a câștigat voturi conservatoare, dar n-a pierdut niciun vot progresist, deranjat de faptul că doamna se duce cu toată ziua cu broboadă și cu cruce și cu Biblia la sub braț. Adică e foarte ciudat de unde apar acești... Eu cred că în acest moment și încă vreo lună de acum încolo, sondajele vor fi pentru negocierile dintre partide pentru a găsi cea mai bună cale de a colabora în vederea post
electorală. Și atunci discuțiile nu sunt clar despre turul 1, nu, Sorin Dragne. Discuțiile sunt mai degrabă concentrate pe turul 2, pentru că i-am văzut inclusiv pe cei de la Reper care au mers săptămâna aceasta, nu la Liberal, să vorbească cu ei și să... Adică toată lumea încearcă să vadă despre ce coaliție ar putea să fie vorba după turul 2 al alegerilor prezidențiale. Bine. Mai în glumă, mai în serios și sper să nu se supere nimeni pe mine dintre cei care lucrează în zona aceasta de a acestor sondaje din partea asta de sociologică, pentru că eu în acest moment cred în aceste sondaje așa cum cred în horoscopul de pe o zi pe alta. N-am să cred, nu că aș fi vreun etalon, dar n-am să cred în momentul de față într-un sondaj în care îmi spune că Ciolacu este sub scorul partidului și Ciucă peste scorul partidului. Niciodată, n-are cum. Pentru că eu sunt convins de faptul că poate l-a mulți... ajutat campania pe care și-a tot făcut-o înainte de... Mulți dintre alegătorii conservatori ai Partidului Național Liberal nu se vor duce cu votul nici măcar către domnul Ciucă, amendând această coaliție împotriva oricărui firesc. Pentru că dacă această coaliție guvernamentală era firească, era constructivă, era pozitivă, era pe un orizont fix și predictibil, am fi văzut favoriți în turul 2, Ciucă și Ciolacu, toate bune și frumoase, dar nu e așa. Sondajele cu domnul de la AUR pe locul 2, venind tare din urmă chiar către locul 1, sunt cele mai benefice pentru Partidul Social Democrat. Pentru că ultimul președinte al Republicii care venea de la Partidul Social Democrat a venit înfruntând în turul 2 pe Corneliu Vadim Tudor, iar domnul Iliescu la acea vreme, ne aducem aminte, a primit foarte multe voturi, inclusiv din zona de dreapta, ca România, cu ghilimele, să nu se pricopsească cu președintele Corneliu Vadim Tudor. Cred că este scenariul pe care Partidul Social Democrat și-l dorește cel mai tare, să intre în turul 2 cu domnul... Acum întrebarea este dacă și Marcel Ciolacu vrea același lucru, pentru că e pe primul loc în ambele sondaje despre care vorbeam ceva mai devreme. Vă propun, pentru că a făcut deliciul presei, dar și al oamenilor nu de acasă care se uită, toate declarațiile pe care le-a făcut săptămâna aceasta Marcel Ciolacu, pentru că a fost întrebat nu de celebra medie de la bacalaureat. Vedem un scurt fragment și o explicație pe care a avut-o șeful guvernului la un alt post de televiziune. Am fost întrebat în ce notă mă... N-am știut. Acum 38 de ani. Nu mi-a trecut prin cap să mă uit ce notă mă vreau la fac. Ați dat bac un an în care ați terminat liceul sau nu? Că mai domnule, am înțeles că s-a făcut pe 544, să răspund. Păi da, dar sunt date cu caracter personal, nu prea Nu, spune exact când am dat bacalaureatul, nu-mi dă CNP-ul și ăla. Spune media, spune tot. N-am probleme. Deci în anul în care ați terminat liceu, ați dat și bacul, da? Am dat și bacalaureatul, am 703. Ne-am luat, vă dați seama, că am luat toate hârtiile la mână. N-am nicio problemă, am dormit bine, îmi revin din mers. N-am această capacitate, am muncit toată viața. Și cu aia cu... n-am muncit până la 38 de ani. Am muncit de m-a luat strechea de la 19 ani. O singură dată, când am plecat la facultate cu soția, mi s-a dat tradiționala oală cu sarmale, socar. Mergeam cu tren. Tot drumul de la Buzău la București au mirosit sarmalele alea de te lua de cap. Eu din acel moment n-am mai luat mâncare de la mama mea. Am văzut, am dus, am muncit toată facultatea, am întreținut familia, am principiile mele și poate nebuniile mele. Dom'le, n-am furat, n-am dat în cap. Adevărul e că da, nu? Are un stil aparte. E suficient să fii președinte Republicii. Dacă n-ai furat și n-ai dat în cap, poți fi președinte Republicii. Adică ești alegat. Cum să nu te aleagă poporul? Pentru că poporul vrea pe unul care n-a dat în cap și pe unul care n-a furat. Acum, în rest de creștere economică, de bunăstare, hai să fim ca americanii, ca spanioli, ca nemții, ca danezii, nu contează. Bă, n-a dat în cap la nimeni. E de-al nostru. N-a furat. E sărac al nostru. Și a căratul ăla cu sarmale de la mama până acasă s-a oprit când au început să miroasă, nu când nu mai erau sarmale bune. Că se uita lumea, a început să se devină. Sarmalele de la mama n-au cum să nu fie bune întotdeauna. Să-ți fie rușine pentru asta, domnul Ciolacu, că ai renunțat la sarmale de la mama. Eu pentru asta l-amendez. Da? Despre ce vorbim? Nu, cred că până la urmă, ca să devenim un pic mai serioși, cred că până la urmă...
politicienii nu înțeleg un lucru, sau oamenii care ajung în funcții publice nu înțeleg un lucru la un moment dat, că cam ar trebui să știi, nu? Dacă ai o diplomă de bacalaureat, dacă nu, dacă, pentru că vei fi întrebat la un moment dat. Acum, pentru că vorbeam pe pauza publicitară cât de mare e anvergura acestui subiect și asta e o discuție. Da, domnul Ciolacu a știut cum să iasă așa râzând și povestind tot felul de istorii, nu, din tinerețea dânsului. Deci eu cred că domnul Ciolacu a ieșit câștigat. Deci domnul Ciolacu a ieșit câștigat din toată această poveste, pentru că pe cei mai mulți oameni nu interesează ce notă a luat domnul Ciolacu la BAC și de ce nu-și aduce aminte. Hai să fim serioși, nici pe mine nu mă interesează, deși deci nu mă interesează. Nu m-a interesat, nu mi-am pus niciodată problema. De exemplu, când am auzit prima dată de domnul Ciolacu, pentru mine a apărut puțin din neant atunci cu Dăncilă și... Sincer, n-a fost întrebarea mea crucială, oare domnul acesta Ciolacu, deci Ciolacu, oare cât o fi luat la BAC? Dar oare când o fi dat BAC-ul? Sincer, chiar nu m-a interesat. În momentul în care domnul Ciolacu a devenit un personaj politic important, cu șanse la deține funcții importante pentru viața mea, nici atunci nu m-am întrebat cât a luat la BAC. Că n-avea nicio legătură cu capacitatea lui de a face față acelei funcții. M-am întrebat, oare ce gândește despre cum ar trebui să stea lucrurile în România? Despre economie, despre social, despre educație. Oare ce viziune are? Pe cuvânt, dacă m-a interesat ca au al 703, pentru că dacă aș știu care 703 acum 38 de ani, îmi pare rău. Eu acum 36 de ani am luat 9 și ceva la BAC. Dar eu am să susțin că 703 de acum 38 de ani nu se compare, nu? Face cam aproape 10 astăzi. Deci hai să nu mai ne legăm de niște lucruri. Încă o dată, da. Și am spus-o. La nivel de haioșenie, de anecdotică, de sigur că el ar fi trebuit să nu ocolească răspunsul sau să încerce să-l dea mai repede, de acord. Dar dacă ne uităm la lucrurile serioase care ar putea fi puse drept întrebări acestui domn care este deja premier de 2 ani și dorește să fie președintele țării 5 sau 10 ani de acum încolo, cred că alte lucruri ar trebui să-l întrebăm și să vedem ce răspunsuri dă, să le disecăm și să vedem dacă au în spate și un fundament altul decât cel dat de consilierii care îi scriu discursul. Eu asta vreau să văd. Mai avem aproximativ un minut, Sorin Dragneș, și te-aș întreba așa, apropo de toate numele acestea pe care le-am văzut ceva mai devreme și în sondaje și, mă rog, procentele pe care le au în momentul ăsta, o imagine de ansamblu, o imagine de moment, ca să zic așa, cu ce, nu o să spun proiect de țară, dar cu ce anume ar trebui să vină ei ca să convingă alegătorii să obțină până la urmă? Păi, depinde care e electoratul pe care mizează. Din punctul de vedere, domnul Ciolacu a ieșit pe plus pentru că acesta este electoratul care nu-l interesează lucrurile acestea. A ieșit exact electoratul popular, vă aduceți aminte Traian Băsescu cum puncta lucrurile acestea, un pic de la Gigi Becali, da, care vorbea așa un pic din zona ventrelor, da, cu alegătorii. Și atunci, pe mine nu m-a liniștit. Eu nu știu dacă să mă duc acum să îl votez pe domnul Ciolacu pentru că mi-a făcut publică nota la bacalaureat. Chiar nu. Pentru că domnul Ciolacu este condamnat să devină președintele Republicii. Altfel, la anul pe vremea asta, nu vom mai ști nici de domnul Ciolacu. Dar minte de media dumnealui la bacalaureat. Oricum, e abia începutul, nu? Pentru deja că pregătiți-vă. Alegerile sunt... Partidul Social Democrat și cu asta închei, trebuie să se pregătească dacă domnul Ciolacu nu ajunge președintele Republicii, să scoată media de la BAC-a domnului Grindeanu sau cine urmează. Cu siguranță vă mai discuta. Domnilor, mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Mulțumesc și dumneavoastră. Weekend minunat să aveți.